Crește de la o zi la alta numărul cazurilor de violență în familie. Numai în ultimele 24 de ore au fost semnalate două cazuri soldate cu emiterea ordinelor de protecție. La data de 7 septembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de către o tânără de 23 de ani din municipiu cu privire la faptul că a fost agresată de către soțul său. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că un tânăr de 30 de ani din municipiu, pe fondul unor discuții în contradictoriu, ar fi exercitat acte de violență asupra soției sale. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, fiind emis și un ordin de protecție provizoriu. Tot în cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de un bărbat de 50 de ani din orașul Novaci, după ce ar fi exercitat acte de violență asupra concubinei sale de 47 de ani, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Femeile cad pradă violenței în cele mai multe cazuri.